mobil suport de terapie intensivă este un tir care se extinde. A fost montat acum 2 săptămâni chiar în curtea spitalului și de câteva zile este folosit. Are capacitate de 12 locuri și au fost deja internați în el 10 bolnavi deodată. În acest moment, în tirul de terapie intensivă mobilă din curtea Spitalului Județean Ploiești sunt internați 6 pacienți infectați cu noul coronavirus, dintre care 2 sunt intubați. Media de vârstă este 55-60 de ani, există și pacienți de 40 de ani. Majoritatea au patologie asociată, dar dintre ei sunt și pacienți care au necesitat suport ventilator, deși nu au avut patologie anterior. Respectă măsurile recomandate, care sunt foarte simple, purtarea măștii, spălatul pe mâini și distanțarea fizică. Mulți nu cred în severitatea acestui virus. Noi care suntem direct implicați și vedem bolnavii care ajung în stadii uneori foarte grave, unii și decedează, din păcate. Când a fost instalat, multă lume zicea că s-a instalat degeaba, că nu va fi folosit. Iată-ne, îl folosim. Au trebuit să pună pacienți în tirul respectiv. În Prahova sunt înregistrate 38 de decese până acum și peste 750 de persoane infectate. Înainte de relaxarea din 15 iunie au fost raportate doar 86 de cazuri.